Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de melodii care au rămas în inimile noastre din generație în generație în interpretări de excepție. Tinerețea cu entuziasmul, bucuria și lipsa de griji, colorată cu povești de iubire, a fost mereu surprinsă în versuri, cântată, pictată și povestită. Dintotdeauna oamenii au încercat să imortalizeze această perioadă a vieții, cea mai frumoasă după copilărie. Gașca mea este o piesă de dragoste, de fapt chiar dacă refrenul ne duce cu gândul la distracție, la petreceri și la dans. Dar odată ce a intrat în inima mea, cu siguranță vei ajunge și în grupul meu, în Gașca mea. Trupa Haikyuu a activat timp de 18 ani și a fost compusă din Dana Nălbaru, înlocuită de Nicoleta Drăgan, Mihai Sturzu și Florin Groze. Iar Gașca mea este una din piesele pe care trupa Haikyuu le-a cântat de mii și mii de ori și nici acum nu există petrecere de la care să lipsească această melodie. Gașca mea e o piesă pe care o asculți și îmi trimit mulți înregistrări de la petreceri de copii de 7 ani, la botezuri, la nunți, la adică lucruri care țin profund de structura socială a țării noastre. Știi că nu e o piesă ascultată doar la radio o vară, știi? La orice petrecere, exact. Merge la orice nuntă, într-adevăr, deci, neapărat, exact. Este și Gașca mea. Păstrând oarecum proporțiile erei în care trăim, Gașca mea este o dintre piesele care a ajuns în folclor aproape, știi? Adică a fost atât de bună încât a penetrat toate straturile sociale, toate vârstele și a scurs peste tot. Gașca mea a devenit piesa de închidere a fiecărui concert Haikyuu. Oamenii o cereau la nesfârșit. O piesă tinerească ce debordează de bună dispoziție, ușor de reținut și de fredonat, care te scoate din amorțeală și te înveselește. Acordurile de la care au pornit compozitorii piesei, o frântură dintr-o voce care interpreta melodii tradiționale. Și Șerban Huidu și Răzvan Popescu ne-au spus același lucru. Bă, asta e piesa cea mai tare, Gașca mea, dar trageți niște voci la refren. Oh, doamne, v-am zis? Ne-am întors la studio. Păi și ții de mai, într-o seară, nu știam ce să mai, eram toți goliți. Și eram cu Nico, cu Florin, cu starul Dan Badea, care era DJ-ul nostru pe vremea aia. Și nu știu, bă, s-a născut cuvântul ăsta, Gașca, nu știu cine l-a spus, cred că eu, așa. Și de acolo a pornit refrenul la Gașca mea. După care a urmat anii de mega, mega succes. Piesa ne-a fost confiscată, au fost octăim de campanie, nu știu ce partid, nu știu ce candidat, fără să ne întrebe. Florin găsise niște, erau niște CD-uri de-astea, cu sample-uri, Voices of the World, ceva. Și pe piesă e ta-na-na-na-na-na, dar e ceva într-o limbă georgiană, cred că, oricum pusă invers, că nu avea nevoie de un instrument, dar nu mai vrea să fie instrumente și au pus vocea aia care făcea rolul unui instrument, care făcea niște note, știi? Wow, toate teoriile conspirației, dar ce spunea, noapte bună, nu știu ce, nimic nu spune, frate. Ne-am plecat în ianuarie în vacanță și ne-am întors și era succesul mai mare ca noi. Ce succes are piesa noastră. Îmi suna oamenii la să mergem la concert. Iubirea și prietenia sunt cele mai de preț legături dintre oameni, iar veselia și entuziasmul sunt sentimentele care ne rămân pentru totdeauna în memorie ca amintiri frumoase. Chiar dacă formația Haikyuu și-a încetat activitatea, cântecele ei antrenante vor rămâne în mințile noastre, la petreceri și pe frecvențele radio. Gașca mea putea să dureze oricât, știți minte, la un concert a durat jumătate de oră numai Gașca mea, nu se mai sătura lumea, mai cânta odată, încă o dată, încă o dată, da, încă o dată, știi, mulțumim, mulțumim, dar mai cântăm încă o dată. Probabil că va dura la nesfârșit, pentru probabil că e antrenantă și plăcută și iubită de oameni. Da, sper, sigur. Muzica trăiește atâta timp cât sunt oameni care o ascult. Vă iubim din tot sufletul! Piesa asta nu se termină atâta timp cât voi veți cânta! Noi vă iubim, vă mulțumim! Ați urmărit un proiect Eu aleg România, ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor făcute cu suflet. Puteți viziona întreaga colecție pe YouTube și pe www.eualegromania.ro.